Salutare oameni buni, bine v-am regăsit la un nou episod al meu. Astăzi o să încercăm să facem și pe acest videoclip. Adică, știți că data trecută vă rămăsese la videoclipul acela. Rămăsese data la acel videoclip, da? Rămăsese data trecută la videoclipul trecut. Ei bine, și acest videoclip este schimbat. O să încercăm să ajutăm o pisică să scape din casa nebună a domnișoarei profe. Soare. Da, e bun. Deci, pisicuța e pe undeva pe aici și nu o găsesc. Asta e oare? Repede, fugi că pisica. Am reușit. Bun, acum ce urmează, mai bun? Ce trebuie să facem? Stați așa, mai bun, că nu știu ce trebuie să facem la videoclip acum. Adică nu știu ce trebuie să facem la videoclipul ăsta, să filmez, adică știți voi, dar nu știu ce farsa trebuie să-i mai facem. Nu am dat acolo pe home și să mă uit ce trebuie să facem. Știți voi la ce mă refer. Bun, dăm aici așa. Ăla cu pisica am terminat. Să luăm pisica. Bun. Și acum cu prăjitura. Party popper. Ce trebuie să facem? Nu știu. Ia, nu știu. Nu știu ce trebuie să facem cu tortul, adică, da. Aaaa, cred că e ziua ei. Yummy, este văd cu tortul. Este că azi e ziua de... Azi e ziua domnișoare profesoare. Urați la mulți ani din partea mea. Cu o răutate de la mulți ani din partea mea. Pentru că... Nu știe la ce o așteaptă. Hai bă! Așa... Energie, nu mai pot găsi și eu. Uite energie. Bun, se urcă sus, perfect. Acum trebuie să mergem în bucătărie, că am văzut niște... Nu mă n-are mai devreme, ce să le bombe sau ce să... Păi da, la apă unde... Auci. Stăți așa? N-am, bă, steluțe. Trebuie să găsesc o steluță ceva. Bă, stăți așa, mai bun. O să mă duc la shop și să aflu cum pot. Deci trebuie să găsim un artificii. Artificiu, cred că știu unde îl pot găsi. Aici! Sigur că e aici. Aici, în ăsta, în beciu profei. Bun. Îl găsim. Asta. Un bebeluș, o poză cu un bebeluș. Asta era cumva ea, de când era mică? Nu știu. Te mă bucătășet. Coboară jos. Asta coboară jos, fratele. Asta coboară jos. Păi atunci unde în puii mei pot găsi artificiile? La da, mersi frumos, am nevoie de ciupacapra să găsesc un artificiu, idiot. Închide asta? Nu, nu le închid. Poate
poate găsesc ceva. Nu știu cum pot să găsesc un artificiu, adică nu știu deloc. Mă enervează că am un buton în același loc, doar că asta e. Sau aici, aici am mai fost, dar nu sunt sigur unde și pe unde pot găsi. Asta e? Asta e artificiu? Da, mă, asta e artificiu. Bun. Unde s-a dus eu? Știu unde s-a dus. Bun, acum trebuie să găsim niște scoci de la, de decorare, pentru a nu-și da seama. Mă. Nu! Ai, bă, frate, bă, trebuie să o las un oameni bun să mă prindă, pentru că, ai, frate, mă și enervează jocul. Jocul ăsta mă enervează, frate. Vreau să iau ceva și ăla e alta. Domnișoara profesoară, unde sunteți? Nu vă trai, prinde-mă. Gat. Opresc. Mă, știi ce am lăsat să mă prindă? Pentru că mă enervează că pur și simplu nu pot să controlezi un buton idiot. Când vrei să iei ceva ceea ce vrei, nu te lasă să iei ceea ce vrei. Ia pe ăsta, jocul ăsta, ce vrea el, cum vrea. O ține cu a lui, bun. O ține cu una și bună. Mă și enervează jocul. Aia mie, mie, este văd. Ba, fată, da, femeie, aia mie, mie. Eu nu prea știu casa pe de rost, ca să știu cum e bine că am intrat o repede. Trebuie să aștept ca să pună tortul. Și apoi o fac și șmecheria aia, fază. Bun, nu-mi se duce acum. Haide, du-te, du-te, pleacă, pleacă în plata domnului. Pleacă, da, pleacă, pleacă. Nu se duce. Stai, bă, să sun la ușă, să o trag aici. N-am mers. Unde se duce acum? Sus. Sus la etaj se duce. Perfect. Asta e perfect pentru noi, ca se duce sus. E perfect ca se duce. Acum se iau artificiul ăsta. Zic că nu e mai că mai de jumătate de oră să... O scoată pe Nancy afară. Time to party! Dar să vezi că nu mai este nicio party pentru tine, domnișoara profesoară. Mai cum Nelsi încă e la mine în casă. Tot e la mine în casă, se chinuie mai cum azi jumătate de oră. Să zice că eu mai fac un videoclip în la aceeași oră. Bine, acum fac mai târziu. Adică am făcut mai devreme, am când este. Nu mai zic nimic. M-a explodat tortul în fața ei, doamne! Explodat tortul! Ei, eu explodat!
casa ei. Noi. Da, e nebun în jocul ăsta. E nebun rău de tot. Bun. Acum ce trebuie să facem? Trebuie să facem? Păi... ce? Stai... Home... Trebuie să mă rog pe home, că nu știu ce videoclip o fac eu acum. Adică ce... ce farsa trebuie să-i fac, nu știu chiar toate farsele de cum trebuie să le fac, cum trebuie să prezintez. Chestii de genul, aici. Unde este genul? E, cu păia în genul. Cu păia în genul a trebuit, păia în genul vieții. Bă, păi, mai bun, cred că cam atât cu acest meu episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu în caz că sunteți noi pe aici. Și nu v-ați abonat încă, abonați-vă chiar acum și ne auzim data viitoare. Pa, pa!